Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland! Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații! Simplu! Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din Road to Glory cu AFC Wimbledon. Avem meci, bă, cu Stoke și jucăm cu această echipă. Aș fi simulat meciul ăsta, dar din păcate va trebui să jucăm cu rezerve și mi-e frică că o să pierd. Așa că o să jucăm cu echipa asta. Foarte slabă, știu, dar urmează meci cu Juve. Ce meci urmează, dar hai să-i batem pe ăștia până atunci. Încă 3 puncte să vină, noi așa mă, și câteva goluri frumoase, de ce nu? Măcar să facem spectacol dacă tot jucăm cu Stoke. Meci bun asta. Mastur, dribling bun. Mastur, poate să vină golasul de aici. De aici, Hârgota. Al vostru Quick, ca de fiecare dată. 1-0, my friends. Alai, bă, Hârgota înscrie după fază frumoasă a lui Mastur. Se înțeleg bine cei doi, bă. Așa, bă, echipa de rezerve merge foarte bine. Chiar dacă Mastur probabil să fie titular prin partea a doua clasament a sezonului. Ce dracu zic, mă, s-a handicapat. Un șut extraordinar a lui Hârgota. Probabil și el o să fie la fel titular în partea a doua a campionatului. De ce nu? Sau eventual dacă o să mai avem un sezon viitor, atunci cine știe. Ok. Ok, bună pasă. Mastur, ieșim puțin aici, deschidem jocul. Mai rău m-am încurcat, cred. Maximin. Nu acolo am vrut să dau, mă, este offside la ăla, nu-i așa? Nu, stai, ce dracu s-a întâmplat? Ce tocmai s-a întâmplat la faza asta? Am fugea jucătorul de lângă minge automat. Nu, Shaqiri, Gozi, scoate acolo foarte frumos și foarte bine chiar. A respins exact unde trebuie în mare parte. A fost ăla acolo, totul s-a terminat cu bine, arbitru vrea să intervine și el, ce dracu. Vrei să joci și tu, mă? Ți s-a luat de fluierat? Vrei să fii fluierat? Bine, oricum ești și fluierat. Ok, bună trecere. Hakim Mastur trece, fantastic. Hakim Mastur e o bestie. Gazzaniga scoate însă. Mastur are 100% procentajul la pase, la fel ca Veretout ăla de la ei. Bun, hai că merge bine faza asta. Hai la atac. Du-te acolo. Este Hârgota în careu. Haide Lopez, fă ceva odată în viața ta. Viața ta de bună, de nimic, mă, dracu. Ok, Cezar, dă-i primul gol, mă, tu, mă. Hai, mă. A ținut bine de mici acolo, dar șutul în blocaj. What can you do? Oh, Cezar recuperează. Erau 3 oameni lângă el, săracu. Cezar este offside acolo. Dar mă, că nu se dă nimic. Dracu știe de ce. Zeul lor tănase. Okay, este gaz aici, pierde ușor, normal. Și este victorie, băieți, 1-0 doar. A fost un meci destul de dificil, ăștia au avut și ocaziile lor. Iată, au avut mai multe șuturi decât mine, că e pentru prima dată când se întâmplă asta. M-au dominat cei de la Stoke, totuși am câștigat. Meci de ultimate team, parcă a fost ăsta. Unul are ocazii și unul îmi scrie un gol și aia e tic-taca. 2 de D, un A, măcar a luat un A. Hârgota o să crească el la anul și la mulți ani. Hai să avansăm, merge meniul foarte greu când ești în Europa. Nu știu exact de ce. Ce logica dracu au ăștia la ei prosti. Mă rog, haide să avansăm aici. Ăsta ce făcură? 60 overall. Dracu să-l ia, nu mă interesează. Training injury, m-am va lipsi 7 zile, ok. Și aici, Gava vrea să fie vândut, Maximin la fel, de ce? V-am jucat pe amândoi în meciul ăsta, de ce vreți să fiți? Mă rog, asta este echipa, my friends, eu zic că e o echipă bună, putem câștiga, vai, 81 overall, forță, forță, o să crească asta foarte repede, probabil, poate, nu știu, o să ajungă la 90, dar ajunge o pulă. Mă rog, hai să începem partida, bă. Aoleu, cât cum se apără ăștia, bă. De jur că sunt foarte frustranți ăștia. Se apără prea bine. Hector Bellerin, bună pasa. Hai, trebuie să ne concentrăm aici. De ce dracu s-a dus pasă atât de tare? Nu înțeleg nimic. Ok, recuperează Iñaki. Pasă bună, Bellerin. Iar acum, Weiss, dominăm până acum, stăm în atac, dar nu găsim poarta. Ok, poate acum. Weiss trebuie să vină pe stângul să centreze bine. Balotelli! Ala-i tată, în sfârșit, 1-0. Bă, deci greu meciul ăsta, o apărare de fier oamenii ăștia. Prin centrul careului greu să o străpungi, dar prin benzei, bine, aici este punctul lor slab. Pentru că nu cred că joacă cu 4 fundași, cred că joacă cu 3 fundași. Cu Caseres, Bonucci și Chiellini. Ce să vă fac dacă vreți să jucați așa? Asta este alegerea voastră. Iată, sunt 3 oameni acolo în spate, exact. Și coboară Isla și celălalt de pe partea cealaltă. Și nu prea pot suplini foarte bine, mai ales că nu mai au nici pe Pogba pe aici.
Ok, n-a fost deloc bine aici, Morata. De ce e liber Isla acolo? De ce nu ține nimeni unde este Abner în paștele mamei lui? Rudiger însă este Dumnezeu aici. Rudiger, un transfer foarte bun, bă. Dă bine când trebuie și asta contează. Ok, Balotelli. Merge acolo la Cabea. Cabea, poziție de șut! Pe lângă poartă, aproape. Foarte aproape de gol, bă. Chiellini rezistă fantastic acolo. Verratti. Dybala. Vai, este extraordinar. Poate să fie contraatac aici, bă. Poate să fie cu Williams dacă Balotelli dă o pasă bună și o face. Ale, mă, Iñaki Williams, du-te, amice. Du-te acolo, Williams, superb. Williams pe jos, la Balo. Balo, Telly, Telly, Balo, Balo, Telly, Telly, v-a sprăbușit Juventus. A fost o întâmplare ce s-a întâmplat, mă, cu Sevilla. Ce contraatac aici, Iñaki, genial. Pasă în fața porții. Cáceres nu știa pe cine să țină, pe Balotelli sau pe Coman. Stătea între cei doi și iată că până la urmă a făcut alegerea greșită. 2-0. Simplu. Verratti, Verratti, Marchisio. Marchisio, nu e bine. Alaba, bară, și este golul lui Dybala din offside. Nu, n-a fost offside. 2-1. Se complică situația, bă. Ce faza, dracu. Ok, o pasă acolo lungă, este Rudiger. Rudiger, bună mingea, Balotelli. Hai de Vice, bun dribblingul, treci și de la, poți, pasă acolo, bună pasa, Balotelli, Bonucci se pune în fața balonului, bă, nu cred, ce ocazie, nu-i bine cum arată contraatacul ăsta, nu, bun, Gozzi, mania, în sfârșit mai apără și el câte ceva, n-a avut formă foarte bună în ultima vreme, poate ăsta acolo spre Dybala, care este foarte scund, înțeleg exact de ce, pasă bună, era liber Williams, ăștia sunt pe all out attack, se vede treaba asta. Hai să vedem pe jos, aoleu, cum dracu ai dat-o fix în palmele portarului, mă! Mare atacant, dă-te, dracu! Așa, bate palma cu el, că i-a dat la mingea pe palmă, fix pe palmă a pus mingea. Ok, nu se întâmplă nimic aici, minge la Coman, pierde acesta, nu, chiar... A faultat Kingsley, apar. Bine, mă, bine. Partida se încheie, băieți, victorie cu Juventus, cea mai grea adversară, 2-1, un meci destul de dificil pe final. Au avut și ăștia ocazie, au dat și un gol, dar până la urmă tot AFC Wimbledon este victorioasă. Primele 3 puncte în grupă, ceea ce e foarte, foarte bine și foarte important. Sevilla m-a bătut, nu știu ce a făcut Sevilla, a pierdut cu 3-1 în fața celor de la Wolfsburg. Ce dracu, mă! O grupă foarte interesantă, aș putea spune. Data viitoare vedem ce jucăm, cred că jucăm cu Southampton, nu știu pe ce loc sunt ăștia însă. Vedem pe ce loc sunt și jucăm sau nu jucăm. Habar n-am. Ia să ne... Cardiff pe locul 4. Cardiff joacă extrem de bine, bă. Zici că sunt eu sezonul trecut. Southampton pe locul 16. Cred că o să simulăm totuși meciul ăsta. Ce mai avem pe aici? Noi pe locul 2 în continuare. Surpriza, Sunderland. Erau la retrogradare, dacă nu mă înșel, sezonul trecut. Ce dracu. Acum Cardiff și Sunderland. Arsenal a picat. United pe 8. City pe 13. Chelsea pe 19. Mamă, ce dracu, au 4 înfrângeri cei de la Chelsea, minus 4 gol averaj. O să retrogradeze oare? Asta este întrebarea, bă. Ce dracu, mă, l-au dus pe Pițurcă? Mă rog. Da, bă, cam atât pentru astăzi, băi și fete. Eu sper că v-a plăcut episodul. Data viitoare ori simulăm cu ăștia, nu știu sigur, sau jucăm cu Everton. Coșmarul Everton, să-i batem odată. Nu știu exact ce o să fac, vedem. Cam atât. Eu am fost cu X, sau zic groza, bă, ciao, les.